Există următorul sentiment. Văd și eu, mă uit la tot felul de oameni din ăștia publici, suspuși din jurul meu, cu care se întâmplă să mă intersectez. Acești oameni au ajuns să se bucure de ce au, adică Jeep, mese imperiale, cortegii în jurul lor, protocoale și așa mai departe, se bucură numai știind că sunt mulți alții care n-au. Credeți? Da! Acesta este sentimentul lor dominant. Dacă are și ăla chestia aia, băi, eu mi-am luat Bentley. Păi dacă mai au încă 5 Bentley, păi nu mai e nimic, domnule. E, asta este ceea ce nu înțeleg eu și aici poate fi stânga asta de care vorbiți dumneavoastră. Eu mă bucur cu adevărat și nu mă pot bucura cu adevărat dacă am ceva ce alții n-au. De pildă, dacă se întâmplă să beau un vin bun, aș fi mult mai liniștit, mai fericit dacă atunci când am eu ceva bun, deosebit și mai departe, aș ști că au foarte mulți alți oameni în țara asta. Atunci aș putea, cum să spun eu, să beau mai liniștit vinul ăla foarte bun, știind că sunt mulți alții care pot avea acces la el.